Așteaptă până după ora 6 să se schimbe tura. L-au prins pe lat. Stai într-o parcare undeva. Mănânc. Poftă bună. Da, te caută cineva. Da. Mă bucur să te văd. Mhm. Crezi că tu ești șef aici. Și nu sunt? Păi mi se pare că oamenii te ascultă de Tavi, nu de tine. A. Așa o fi. Lasă-ne singuri. S-a făcut dor de pușcărie? De ce? Știi că răpirea de minori se pedepsește cu ani buni? Ce răpire? Hai, lasă vrăjeala, zi-mi de Robi și ce vrei. Petru, dacă ți-aș fi răpit eu copii, ți-aș fi spus. Nu e la mine. Zi ce vrei. Ți-am promis că o să mă răzbun și o să fac asta și va fi când te aștept să mă puțin. Dar copilul nu e la mine. Minți! Cu tine am ce am. Lodul n-are nicio vină. Ia vreun coci. Stii, stai aici. Auzi, de ce Petru era confuz în ce privește ierarhia păcii? Vă rog să mă iertați. Nu am vrut să vă jignesc. Ok. Aduci un espresso. Da. Da, șeful. Așa. Să știi că nu e băiat rău. Ok. Un pic mai lent, sărac. Dar fiu, mai știi ceva? Nu. Când a făcut 18 ani, a zis că nu vrea să mai știe nimic de noi. Normal. Dar banii a luat. Ăsta s-a uitat. Ăsta e telefonul lui Petru? Da, l-am închis ca să nu mai avem surprize când ne înregistrează iar. Rosule, ia-l și du-i, te rog. De ce? Și-a pierdut omul copilul, o să aibă nevoie de telefon. Bine, șef. Dar ce te-ai schimbat? N-ai copii. Asta ce mai vreau? Tu ce vrei, mă? A? Ce cauți aici? Ai uitat asta când ai fost la noi. Pentru asta ai venit? Da. Păi, poate ai nevoie de el să-mi găsești fofitul, nu? Zic și eu. Ce mod ce-ai zis? Am găsit. Ești, bă, de aici! Hai! Pleacă-mă de aici! Ieși afară! Hai! Ce cauți? Ce știi, mă, tu de filme? Afară! Gata. O să fie bine. Carla, a trecut atâta timp. Mi-e dor de tine. Răspunde. Vă mă aduc cafeaua. Are zahăr. Da, șeful. Da.